Am, am niște știri interesante, domnul Bursucu. Una care mie mi-a atras atenția: amenzi de 12 ori mai mari pentru cei care fac graffiti. Ce riscă cei care desenează pe clădiri, garduri sau în locuri publice? Vă spun imediat, probabil ați mers de multe ori prin oraș și ați văzut tot felul de desene pe clădiri de o importanță, inclusiv pe Ateneu la un moment dat, dacă nu mă înșel, erau. Și de multe ori nu sunt niște picturi murale, sunt niște, hai să zicem, legume. Eu am văzut multe legume prin București ăsta mare. Tot felul de vinete, dacă îmi permiți, domnul Bursucu, pe care le mai desenam și noi la finalul caietului. Ei, iată că statul a decis să facă ceva în această zonă. Proiectul de lege prin care se dorește impunerea unor amenzi mai mari pentru cei care fac graffiti a fost adoptat în Senat, iar acum urmează să fie analizat de deputați pentru a primi votul final. Dacă noua lege va fi adoptată și de deputați, promulgată de președintele Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial, atunci cei care fac graffiti în locurile publice ar putea primi amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. Așa da. Eu sunt de acord cu acest lucru. Am văzut și un clip interesant pe internet, undeva prin China, la un moment dat un astfel de individ care pictase tot altceva iurea pe o clădire istorică a fost pedepsit să-l curețe cu o periuță de dinți. Imaginați-vă cât i-a luat acelui individ să curețe cu o periuță de dinți. Pentru că, da, nu trebuie să ne batem joc de instituțiile statului și mai sunt și oamenii care vandalizează indicatoarele rutiere. Am văzut foarte multe și nu e bine. Vivi! Auzi, dar asta, iartă-mă, asta cu periuța de dinți este luată de la noi, din armată. Armata română. Nu știu. Când făceai armata, te punea să mai ștergi toaletele și aia cu periuța de dinți. Bravo, bravo. Mi se părea mie cunoscut. Te puneau să măsori, bine, povești, da. Să măsori camera cu chibritul. Cu chibrit sau să te îmbraci și la bățul de chibrit, sau știi? Sau să te îmbraci, da. Aprindeau un băț de chibrit și trebuia să fii gata. Dacă imediat. Nu erai gata, ți-aruncau chibritul în kilo sau ce. Asta nu e. Asta cred că era de la... Între 3.000 și 6.000 de lei spui amendă? 3.000 și 6.000 de lei. Deci nu mai poți să scrii și tu Ioana, nu, Ioan plus Maricica egal Love? Nu mai te poți. Te costă 6.000 de lei. Și nici de FCSB, nici de Dinamo, nici de Rapid. Astea cu UE, FCSB, UE, Dinamo, UE, Rapid, adică adio, cu toții UE. Să intrăm în UE. Adio, Uniune. Mă costă o grămadă bani să bag o echipă de fotbal în UE. Bă, nimic nu mai e ce a fost în țara asta, măi, colegul. Nu, eu cred că le-a intrat și ăstora cu legile astea, Mercur retrograd în Zodi. Da. Altfel nu-mi explic. Mulțumim mult de tot, Viviana, dragi colegi. Și se apropie 1 iunie, ziua copilului. Da? Ceea ce noi o să numim foarte simplu, Revelionul copiilor, zic eu. Corect. Sună frumos, cu petrecere, cu tot ce trebuie. Și de la Revelionul copiilor, cine nu ar putea să lipsească niciodată, dar niciodată, niciodată? Chiar ei! Gașca Zurli! Dar ce doar wow! Era de voi de când nu ne-am mai văzut? Bună dimineața! Mirela, bună dimineața! Bine ați venit! Dar de când așteptăm să venim la voi? Ce frumoasă este viața! Mi-a fost doar de fetița Zurli! Ce frumoasă sunt și eu! Mi-a fost doar de voi toți! Mulțumim! Aveți foarte multă treabă, am auzit! Avem! Apropie 1 iunie! Fii atent! În primul rând, v-am adus o insignă. Da, noi am terminat duminică turneul șeful casei. Ia scoate-o de acolo. O să te rog să iei cutia acasă, da? Și poți să fii șeful casei dacă te lasă fetița ta, dar nu prea cred. Nu. Așa că ai ocazia să... perfect, asta e insigna. Și vă jucați acasă, șeful casei. Este turneul pe care noi tocmai l-am încheiat. Am fost în 11 orașe, ne-am întâlnit cu mii de copii și de părinți cu care nu ne-am mai văzut de dinainte de pandemie și respirăm 3 zile. Azi e ziua fetei mele, Maia împlinește 21 de ani. La mulți ani, Maia, te pupăm! O să se trezească la un moment dat și o să afle că i-a zis la mulți ani, pentru că ea a petrecut azi. Da, te rog. Te iubesc, Maia, te iubesc, Maia, te iubesc, Maia, din toată inimioara mea. Și atât. Așa că ai răbdare, că o să clipești de două ori și fetița ta va face 21 de ani. Asta mi-e frică. Știi cum zboară timpul? Dar până atunci... Până acum n-am clipit și a făcut 4. Dar până atunci,
mai ai parte de gașca Zurli mult și bine pe toate ecranele de la tine de acasă. Absolut. Pentru că noi în continuare facem cântece noi, pregătim evenimente, venim cu spectacole, o să mergem la Constanța în vara asta și o să ne întâlnim cu prietenii noștri care vin pe litoral de peste tot, dar până atunci, cu ocazia zilei de 1 iunie, noi o să fim la Arenele Romane, unde avem două spectacole pe care le-am denumit Revelionul Copiilor, că până la urmă ce e 1 iunie? Și noi tot asta am spus, Revelionul Copiilor, gata, l-am desemnat, rămâne exact, și la filă. Exact. Cel mai frumos titlu de 1 iunie. Îi rog pe părinții care vin la evenimentele cu gașca Zurli în această perioadă să îmbrace pe copii în costume, da, pentru că ei au tot felul de costume acasă pe care au foarte rar ocazia să le îmbrace. Corect. Și măcar să se îmbrace trebuie în zâne, la, în exact, prințese. Trebuie să duc la serbare. E, uite că acum a venit momentul. Iau un costum doar pentru serbare. Hai să facem noi niște evenimente. Te rog. Iertați-mă un pic. Noi avem aici în platou așa, un mare fan gașca Zurli. Așa. El este fratele nelegitim al fetiței Zurli. Costeluș, da, vino un pic aici să te vadă lumea. Vino să ți îndeplinești un vis. Vino că nu mai poate de bucurie. De când ați intrat în platou era așa în spate. Aici sunt. Vino un pic să să-ți facem cunoștință. El este Costel, colegul nostru. Vrei să cântăm? Împreună? Hai, 1, 2, 3 și aram zam zam, aram zam zam. Hai că știe. Asta e test de angajare, fii atent, Costeluș. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 guli, aram zam zam, agapi, agapi, guli 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 guli, aram zam zam. Hai, Costele, că mă bate filmul dacă nu știu. Guli, 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 guli. Stop! Bravo, Costele! Costeluș, fii atent! Timișoara, Sulina, Constanța, Alexandria, Zimnicea, Balotești, Călăraș, Balotești, București, da, Ploiești, Ploiești, Alba Iulia, wow, Baia Mare, în următoarele două săptămâni. Costele, nu și-ai treabă două săptămâni. Pentru că ți-ai dorit toată viața asta de astăzi. Nu, 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 nu. Cu puterea, zi după mine. Cu puterea investită în mine. Investită în mine. De gașca Zurli. De gașca Zurli. Te declar pe tine. Te declar pe tine. Costelușul nostru. Costelușul nostru. Iubit. Iubit. Șeful platoului. Șeful platoului. Bravo! Bravo! Și acum fugi că stai din salariu. Mirela, tot pe 1 iunie voi mai aveți alte două evenimente foarte importante. Unul dintre ele ne dorim cu toții, de fapt, voi vă doriți ca părinții să vă ajute să desemnați cel mai bun sau cea mai bună învățătoare. Noi avem pe lângă ceea ce facem la spectacole și tot ce știți voi cu canalul de YouTube și cu Gașca Zurli, zona asta de divertisment, avem foarte multe campanii. Noi împărțim în general copiii în două. Copii care pot să vină spre noi, care sunt sănătoși, care au copii părinți sănătoși și care sunt ok din punct de vedere social și economic, și copii la care mergem noi, care nu pot să vină din tot felul de motive ale lor sau ale părinților lor. În afară de asta, mai avem câteva preocupări sociale. Eu, pentru că n-am reușit să mă fac învățătoare, deși asta mi-am dorit. Da, dar e mai bine pentru noi. Mi-a ieșit altceva. E mai bine pentru noi și pentru toți copiii, cred că ai ales drumul cel bun. Tot un fel de învățătoare sunt, doar că fac asta Corect. De pe scenă și Corect. Cu clase multe de copii și părinți. Corect. Zeci de mii, sute de mii de copii. Al șaselea an consecutiv, noi alegem învățătoarea anului. Adică, am creat acea platformă în care părinții din România, dacă au parte de o învățătoare, un învățător ok, să poată să spună lucruri frumoase despre el. Să scoatem învățătorii și profesorii buni în față. Ăia care au făcut o misiune din asta. Pentru că tu când o să te duci cu aia mică la școală, tu îi pui în mână sufletul copilei tale, unui om, Corect. Care va sta 4-5 ore de luni până vineri Corect. Cu copilul tău. Și atunci omul ăla trebuie să conștientizeze de fapt ce îi dai tu în brațe și tu, părinte, trebuie să conștientizezi ce face el cu copilul tău acolo. În fiecare an alegem un învățător sau o învățătoare anului și premiul cel mare al acestei învățătoare este că ne ducem chiar noi, am fost la Eșelnița, unde am mai fost Gașca Zurli, la Galați, la Reghin, ne ducem acolo, de acolo de unde iese câștigătorul, ne ducem cu Gașca Zurli și cu multe cadouri. Vreți să fiu profesorul la rău? Nu! De ce nu sunteți cu minți? Da, să vă spui, să-ți spun un secret, am venit la Canal D să furăm mere! Asta, am văzut! L-am furat de mere, am văzut că, uite, a băgat merele în buzunar, uite! O să creadă lumea că eu vă țin flămâni. Păi dacă n-am avut timp de micul dejun dimineața asta, adevărul e că nu prea mănâncă. Hai, Gașca Zurli, hai că trebuie să mergem la televizor. Și tot așa o să fie pe 1 iunie când tot Gașca Zurli, dragii mei, vor încerca să facă peste 1000 de pachete cadouri pentru copiii
care au nevoie. Deja am fost la Iași. În fiecare an noi ne ducem de câteva ori pe an și în special de 1 iunie la oncopediatrie. Sunt 9 spitale în România, aproape 1000 de copilași care stau acolo împreună cu părinții lor care au grijă de ei. Și noi ne ducem cu daruri la acești copii și ei ne așteaptă an de an, fetiță Zurli. I-am dat și doamnei de la cameră, că a zis că eu și ea. Da. Am început să strângem foarte multe pachete. Anul ăsta am primit o surpriză foarte frumoasă. Toate educatoarele din sectorul 4 au donat câte un pachet. Pe 25 eu mă duc la, se numește întâlnire de mulțumire. Inspectoratul adună cele 300-400 de educatoare și eu mă duc să mă întâlnesc cu ele și să le mulțumesc și să luăm pachetele pe care le ducem în țară la spitale. Campania aceasta se numește? Mesaje de iubire pentru copiii cu branule. Tot ceea ce facem noi găsiți pe Fundația Zurli. Săptămâna trecută am fost la școala de nevăzători. Știi cum e, bursucule, să vezi o sală plină de copii care văd cu ochii minții ceea ce noi toți vedem și fiecare dintre noi am vorbit despre cum suntem, cum i-am ajutat să ne vadă în imaginația lor, în mintea lor și a fost extrem de emoționant. Facem tot timpul astfel de lucruri, înseamnă, pentru că e nevoie. Asta înseamnă Gașca Zurli, nu doar ce vedem noi la televizor, aram, țam-țam și o căsuță mică, așa și așa. E important să vedeți de foarte multe ori și în spatele ușilor închise, nu doar să vedem, nu să vedem doar ce de Patricia. Iată că Gașca Zurli, toți cei din Gașca Zurli au invadat platoul, fiecare au cu treaba lui, la laptop, unii s-au dus la masă, dar astăzi au venit să ne și cânte, pentru că au o piesă nouă, am înțeles. Șeful casei. Șeful casei se numește piesa. Doamnelor și domnilor, nu uitați, mare concert pe 1 iunie, Revelionul copiilor la Arenele Romane. Și încă mai găsiți bilete la al doilea spectacol. Și încă mai găsiți bilete la cel de-al doilea spectacol, la primul, așa că toți copiii, luați-vă părinții, bunicii de mână și să mergem la concert. Acum luați-i de mânuță sau dacă nu, puneți-vă în fața televizoarelor și împreună învățăm noul hit, Șeful casei. Gașca Zurli. Yes.